Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Clinica Eliade. Afecțiunile cervicale și lombare cauzate de poziția incorrectă la birou pot fi evidențiate printr-o evaluare posturologică, ce va permite alegerea unui tratament adecvat. Noi venim cu varianta de posturologie în care putem să evidențiem rectitudinea coloanei vertebrale, putem evidenția dacă există probleme la nivelul membrelor inferioare și cu toate acestea putem să mergem spre un tratament de fizioterapie, de kinetoterapie, care să ajute pacientul atât pe zona profilactică cât și pe zona de recuperare. Se măsoară cele două hemicorpuri și se văd dezechilibrele dintre un hemicorp și celălalt. Se măsoară cât călcăm la nivelul tălpii, cât încărcăm atât anterior, posterior și lateral. Se face o analiză dinamică în care pacientul este pus să meargă și vedem exact frecvența pașilor. Toate acestea duc la un rezultat în care poate să ne arată dacă există deficiențe la nivelul coloanei vertebrale, și anume scolioze, lordoze, cifoze sau diverse rectitudini ale coloanei, sau dacă, de exemplu, cum este și cazul pacientului pe care l-am evaluat astăzi, care a avut intervenții la nivelul membrelor inferioare, la nivelul genunchilor, la ambii genunchi, parte de artroscopie. La nivelul coatelor a avut două tipuri de fracturi și a făcut partea de recuperare și a început partea de fizio-kinetoterapie la noi. Am putut să evidențiem exact în stadiul în care se află dacă mersul vicios pe care l-a avut în urma intervențiilor la nivelul genunchilor i-a afectat mai departe partea de coloană vertebrală. Evaluarea kinetoterapeutică cât și posturologia au un rol foarte important în formarea programului de recuperare medicală, în care noi trebuie să vedem exact ce probleme au pacienții, nu numai cea de bază cu care au venit. Trebuie făcută o anamneză foarte corectă, trebuie să vedem ce are în istoric pacientul ca să putem să concepem un program de fiziokinetoterapie adecvat și personalizat. Mergem foarte mult pe zona de profilaxie, vedem foarte mulți copii care sunt în dezvoltare și astfel, în momentul în care vor deveni adulți, să nu apară problemele care sunt în ultima perioadă foarte frecvente, gen discopatii lombare, hernii de disc. În centrul de recuperare medicală, prin kinetoterapie și fizioterapie, pot fi tratate atât la adulți cât și la copii afecțiuni ortopedice, traumatologice, neurologice și probleme de cardiologie. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Clinica Eliade.